Continuând seria vikingilor, astăzi vorbim despre Lagertha, fecioara războinică. Ei bine, Lagertha, fecioara scutului, adică o războinică vikingă care purta scut, a fost o figură norvegiană istorică și una dintre soțiile lui Ragnar Lodbrok, așa cum este descrisă ea în serialul TV al History Channels numit Vikingii. Ea s-a născut în anul 795 și, deși nu există anumite informații cu privire la momentul exact al morții, se presupune că a dispărut undeva la mijlocul secolului al IX-lea. Numele Lagertha este versiunea latinizată a denumirii nordice Hladgerd, care este combinația a două cuvinte care înseamnă dantelă și protecție. E destul de ciudat pentru că traducerile nu sunt foarte exacte. Într-o altă sursă se spune că numele Lagertei vine de la un oraș din Norvegia sau, în alte relatări, Lagertha a fost identificată cu Thorgerd, o zeiță cu puteri magice și abilitatea de a zbura. Una dintre puținele surse care conține informații cruciale despre viața și faptele Lagertei și mai ales despre întâlnirea ei cu Ragnar este Gesta Danorum, adică Faptele Danezilor, o carte scrisă de Saxo Grammaticus în care se povestește chiar despre întâlnirea cu Ragnar aflat într-o călătorie de răzbunare. De aici se spune despre ea că s-ar fi numit Lagertha Lodbrok, dar acest epitet, porecla Lodbrok, înseamnă cu totul altceva. Așadar, porecla vine de la pantalonii murdari ai lui Ragnar. Lagertha era membră a curții regelui norvegian. După ce Fro, regele suedez al timpului, a atacat și a invadat Norvegia, l-a ucis pe Sivard și a pus femeile din familia regală într-un bordel pentru a le umili. După ce a primit vestea despre moartea bunicului său și despre ceea ce Fro a făcut familiei sale, Ragnar Lodbrok a venit să-l răzbune pe Sivard și să le salveze pe femei. Însă Lagertha nu avea prea multă nevoie de ajutor, pentru că relatarea lui Saxo, istoria sa, povestește despre curajul acestor femei care luptă cu Fro și îl ajută pe Ragnar. Lagertha a fost descrisă chiar ca fiind o femeie cu curajul unui bărbat care s-a luptat fără teamă. Impresionat de vitejia și voința ei, Ragnar s-a interesat și a vrut să se căsătorească cu Lagertha. Conform unor constatări ale vremei, a trebuit să-i ucidă un urs și să-l omoare pe câinele care păzea casa ei. Până la urmă a cucerit-o pe frumoasa războinică și, mai departe, ar putea fi un pic surprinzător pentru fanii seriei Vikingii, pentru că relatările istorice sunt în contradicție cu arborele genealogic al lui Ragnar Lodbrok prezentat în film. Potrivit istoriei danezilor, tradusă de Ben Wagoner, Ragnar și Lagertha s-au căsătorit și au avut un fiu pe nume Fridleif, nici de cum Bjorn. Aveau de asemenea și două fiice, ale căror nume nu sunt menționate. Apoi Ragnar a trebuit să se întoarcă în Danemarca pentru a face față războiului civil din țară și a divorțat de Lagertha pentru a se căsători cu fica lui Herodr, Thora Townheart, adică Thora inima orașului. După ce s-a întors din călătoria sa pentru a câștiga mâna lui Thora, Ragnar a trebuit să lupte pentru un alt război civil în Danemarca și a cerut ajutorul Norvegiei, iar Lagertha, care încă era îndrăgostită de el, a venit în ajutorul său cu 120 de nave de război. Unele relatări ne povestesc că Lagertha l-a salvat chiar pe fiul lui Ragnar Lodbrok, numit Sivard, și astfel a câștigat bătălia. Potrivit altor povestiri, după ce Lagertha l-a ajutat pe Ragnar, s-a întors în Norvegia și a ucis soțul cu un capăt de suliță ascuns sub rochie și a preluat controlul asupra terenurilor care îi purtau numele de familie. Mai mult decât atât, dacă urmărim serialul Vikingii, ne vom da seama că adevărul istoric e puțin diferit. Astfel încât, nu l-a cunoscut niciodată pe Rollo, pentru că era imposibil din punct de vedere istoric, nici nu a avut nimic de a face cu Oslok, cealaltă soție a lui Ragnar, nici cu fiii lui Ragnar și, de asemenea, nu a fost ucisă de Ivar. Mai mult decât atât, nu există informații exacte despre cum și unde a murit Lagertha. Deși e nebunesc, serialul este genial. Chiar dacă există discrepanțe istorice și o grămadă de multe alte probleme, vă invit să-l vedeți în continuare și povestim după.
Dacă v-a plăcut acest episod, like și subscribe paginii noastre Mitologica.